Suntem atât de aproape de o nouă participare la Euro. Cum te simți când te gândești la asta? Mă simt foarte încrezător. Sunt foarte pozitiv, cum s-ar zice, pentru că este un meci foarte important ce ne-ar putea aduce calificarea la European. Visezi meciul ăsta de calificare? Da, aștept foarte mult meciul ăsta, aștept cu nerăbdare, fiind cel mai important meci din viața mea, să zic așa, pentru că cred că este o onoare să îmbraci tricoul național României și să joci la un campionat european. Danemarca e deja calificată, este acest lucru un avantaj pentru noi? Nu trebuie să ne concentrăm pe adversar, trebuie să ne vedem de treaba noastră, să ne facem noi tactica noastră și să respectăm tot ce zice mister în teren. Ești deja un jucător cu vechime la lot. Există familie Under 21? Da, pot spune că aici avem o familie foarte, foarte unită. Ne simțim toți ca acasă când venim aici și de asta sunt încrezător că putem aduce o calificare. Cum este să te antreneze Adrian Metu? Pentru mine este o onoare foarte mare, având în vedere că mister a jucat atâția ani în Italia și fiind unul dintre cei mai buni jucători ai României, este o onoare foarte mare. Mai știu italienii de Adrian Mutu? Mai te întreabă despre el? Da, mister a dat peste 100 de goluri în Serie A, deci mă gândesc că și în momentul de față, cât și pe viitor, multă lume o să-și amintească de el. La meciul cu Malta de la Giurgiu ai purtat banderola după ieșirea lui Manu. Ce ai simțit atunci? Da, sincer, am avut, să zic așa, o emoție foarte mare, nu? Pentru că mă gândesc că este visul oricărui copil, să zic așa, să îmbrace tricoul echipei naționale și având în vedere banderola de capitan. Este o mândrie să fii capitanul echipei naționale României? Da, da, cum am spus, este o mândrie să porți în primul rând tricoul naționalei și purtând banderola de capitan este o motivare personală și o mândrie foarte, foarte mare. Visai la asta când erai mic? Da, tot timpul când am început să joc fotbal, am visat să joc pentru echipa națională a României, dar niciodată nu m-am gândit că pot să fiu unul dintre capitanii echipei. Dacă privim calificarea României la Euro ca un film, cum e acest film? Thriller, dramă sau cu final fericit? Să sperăm că cu finală fericită, având în vedere ultimul meci cu Danemarca, având în vedere o victorie cu Danemarca ne aduce calificarea la europene, sper că va fi cu un final fericit. Până acum este un thriller. Da, da, până acum este un thriller pentru că puteam deja să fim calificați cu o victorie în Ucraina, dar și acum 2 ani, cred, când prima generație s-au calificat, tot în ultimul meci s-au calificat și ei. Danemarca a avut ceva probleme în meciurile trecute. Noi am fost aproape de un rezultat de egalitate la meciul turc. A fost la un pas să piardă cu Ucraina, au bătut greu cu Malta și în Finlanda. Îi prindem într-un moment prost al lor? Să sperăm că da, dar cum v-am mai spus, noi trebuie să ne concentrăm pe noi, trebuie să dăm totul pe teren și cei 11 care o să joace de la început, plus cei care intră să dea totul pentru tricoul echipei. Faptul că l-ați pierdut pe Man pentru naționala mare, e o problemă mare pentru voi? Da, este o problemă pentru că Denis, spun rezultate, că este unul dintre cei mai în formă jucători ai României și cred eu personal că ne-ar fi putut ajuta foarte mult la acest meci. Se tot vorbește de ofertele lui Man. Ar putea juca în Italia, de exemplu? Are calitate, este un jucător foarte bun, un jucător foarte serios și eu pe această cale îi ofer multă baftă și să-l ajute Dumnezeu să facă pasul cât mai repede. S-a întors Ianis Hagi la Under 21, fotbalist obișnuit cu victoriile la Naționala Mică. Cât de importantă e prezența lui pentru voi? Pentru noi este important, având în vedere un jucător ca și el cu experiența care o are. Ne-ar ajuta foarte mult și sperăm, cum am mai spus, să câștigăm meciul cu Danemarca și să ne calificăm. De câte ori ai vizitat turnul din Pisa, orașul în care evoluezi? Cum ți s-a părut prima dată când l-ai văzut? Da, să spun așa că merg săptămânal, nu? În fiecare duminică, având în vedere zi liberă și
imposibil să nu treci pe acolo să nu-l vezi. Îl admir și vă dați seama, atâta lume și atâți vizitatori vin să vadă acel turn, pentru că este excepțional. Cum e el așa? E foarte înclinat și chiar te gândești, oarecum a putut să reziste atâția ani așa înclinat. Care este situația COVID-19 în Italia? Este lumea panicată de creșterea numărului de cazuri? Da, având în vedere cazurile ce sunt în Italia, este o situație foarte, ce să zic, puțin dramatică, pentru că tot cresc cazurile, dar să spun așa, lumea de acolo este încrezătoare și sper că să scăpăm de acest virus. Iar a luat așa o turnură periculoasă în Italia, toată lumea știe prin ce dramă au trecut toți în primul val. Acum este tot așa lumea panicată. Da, este puțin panicată pentru că știm câte cazuri a avut Italia nu la început și cel puțin acum oamenii sunt conștienți și încearcă să se ferească cât mai mult. Ai tatuat un leu pe tibie și tatuajul de pe gambă ce poveste are? Da, să spun așa, tatuajul de pe gambă este toată povestea mea de când am început eu fotbalul. Sunt eu pe terenul de fotbal, unde am copilărit și unde am crescut ca fotbalist și tot timpul gândindu-mă la familia mea, la acasă, pentru că tot timpul sunt în Italia și la terenul de fotbal. Îți e dor de familie? A, să spun așa, da, îmi lipsește puțin familia, având în vedere că stau doar cu iubita mea în Italia, puțin îmi lipsește. Și leul de pe tibie? Mă reprezintă pe mine. Adică? Adică sunt ca un leu în teren. Care e divizia ta? Trece mingea? Dar nu și eu. Asta am învățat de când sunt mic și o voi continua pe toată parcursul meu fotbalistic. A fost ciudat să nu joci meciul trecut în campionat? Da, pentru că am așteptat acest meci cu Ascoli, pentru că era un meci foarte important pentru noi, având în vedere că venim după 4 egaluri și 2 înfrângeri și eram foarte încrezător că o să ajungem și prima victorie. Dar au avut 12 pozitiv și s-a anulat meciul. Ce le promis suporterilor echipei României Under-21 la acest meci? Ce pot să le promit este că toți jucătorii de aici o să dea totul pentru această echipă și sperăm să le aducem o nouă bucurie. Deci? Hai România!